După protestul de duminică, 77 de persoane, dintre care 24 de minori, au fost reținute de poliție pentru documentare. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General de Poliție printr-un comunicat de presă. Se precizează că în cadrul manifestației au fost înregistrate 6 sesizări cu privire la infracțiuni și incidente. Potrivit poliției, la mitingul desfășurat în centrul Chișinăului au participat 2100 de persoane. IGP susține că atât organizatorii cât și participanții la manifestație au admis mai multe ilegalități manifestate prin încălcarea activităților cotidiene și de afaceri ale cetățenilor, blocarea traficului rutier pe trasee, ultragiere, agresiune și violență manifestată față de forțele de ordine. De asemenea, poliția a anunțat despre 4 alerte false cu bombă efectuate de aceeași persoană. Organizatorii întrunirii și de această dată au manifestat lipsă de comunicare și conlucrare cu forțele de ordine și au admis nesubordonare la cerințele legale ale poliției, inclusiv a prevederilor legii cu privire la întruniri, fiind încălcată solicitarea primăriei de încetare a acțiunilor de protest din cauza nerespectării prevederilor declarației prealabile de către organizatori. Poliția informează că au fost inițiate mai multe proceduri pe faptul ignorării cerințelor legale ale forțelor de ordine, manifestate prin comportament violent și agresiv față de polițiști, ultragiere și deteriorarea mijloacelor speciale din dotarea poliției. Deși poliția a avertizat anterior despre obligativitatea respectării legislației și neadmiterea obiectelor interzise în timpul protestului, unii participanți în timpul întrunirii au fost depistați cu arme, obiecte explozive și substanțe sau obiecte ce pot pune în pericol viața sau sănătatea oamenilor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție după protestul Mișcării pentru Popor, calificând acțiunea drept o altă tentativă de destabilizare a țării. Am avut parte de încă o tentativă de destabilizare a țării din partea unor partide politice și grupări criminale asociate, care, folosindu-se de necazurile oamenilor, au organizat o manifestație cu multiple încălcări în centrul capitalei. Așa cum am mai spus și anterior, scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei pentru a opri procesul de integrare europeană, dar și pentru ca Moldova să poată fi folosită de Rusia în războiul ei împotriva Ucrainei. Portalul Euronews a publicat duminică un articol în care se menționează că Statele Unite au acuzat Rusia că dorește să destabilizeze situația din Moldova pentru a răsturna guvernul pro-european de la Chișinău. Statele Unite au acuzat Rusia că dorește să destabilizeze situația din Moldova pentru a răsturna guvernul pro-european de la Chișinău. Poliția moldovenească a declarat duminică că a dejucat un complot al unor grupări de actori susținuți de Rusia, cărora li s-a promis suma de 10.000 de dolari pentru a organiza dezordine în masă. În timpul protestului, 7 persoane au fost reținute. Moscova a negat implicarea Rusiei în acțiunile de protest din Moldova. În cadrul unui interviu pentru postul de radio Gavarit Moscova, prim-vicepreședintele Comitetului pentru Afaceri Internaționale a Consiliului Federației al Adunării Federale a Federației Ruse, Vladimir Djabarov, a calificat informațiile despre imixtiunea Rusiei în afacerile Moldovei ca fiind false. Este clar că acesta este un fals, nici măcar nu există vreo îndoială. Serviciile speciale ruse nu au altceva de făcut decât să stârnească proteste în Moldova. Au probleme destule. Acest lucru se datorează faptului că Moldova stă cu un picior în UE, iar celălalt dorește să continue cooperarea economică cu Uniunea Economică Eurasiatică. Sunt multe probleme politice din moment ce președintele Moldovei, un cetățean român, Maia Sandu, nu ascunde faptul că scopul ei este unirea cu România. Și când ei înșiși nu pot rezolva unele probleme, ei caută întotdeauna un inamic extern. În acest caz este Rusia. Cred că vom reacționa cu calm la asemenea declarații, pentru că nu au nicio bază. Djabarov a menționat că protestele în Moldova se vor intensifica. Populația este nemulțumită de scăderea nivelului de trai, a explicat el. Cred că în Moldova se formează o mișcare de protest puternică pentru că nivelul de trai scade, situația economică de acolo este grea. Oamenii sunt nemulțumiți, încă le mai spun că vor fi în Europa, dar nu vor ajunge nicăieri. Nimeni nu are nevoie de ei acolo. Oamenii, desigur, se vor răscula, dar asta nu înseamnă că Rusia este angajată în astfel de lucruri și ridică opoziția moldovenească împotriva autorităților.
Comentând acțiunea de protest organizată de Mișcarea pentru Popor, Guvernul Republicii Moldova a afirmat următoarele. Guvernul nu comentează protestul organizat astăzi. Este dreptul democratic al cetățenilor cu respectarea legii cu privire la întruniri. Amintim că participanții la protestele organizate de Mișcarea pentru Popor solicită guvernului să compenseze integral facturile pentru lunile de iarnă la gaz, electricitate și căldură.